A pus el, mă, colțul maro, mă. Așa, ascund-o, așa, tot. Ăla. Mamă, forță! Să vezi că pe edit o să se vadă roșul ăla. Zici că suntem Mimi. Cine, mă? Mimi. Vlogherița? Da. Da, ți-am zis că n-am nicio dumă ce să... Adică n-am nicio idee. Da, bro, nu trebuie să ai idee. Merge și microfonul, nu? Merge și microfonul. Da, bro, nu trebuie să ai idee și te-ai uitat în cameră, nu? Dumnezeu să zic că iau-te și pe ăștia. De fapt, el a vrut să facă, de fapt, un podcast, dar adică de-am înțeles el nu face podcast-uri, face, cum ai zis tu? Free talk. Free talk. Free talk. Free talk. TikTok. Free talk. Bine, când ești telefon. Eu am ceva de bază, uite-l aici. Adică, de început, eu știu ce să te întreb, știi? Câți ani ai, de unde te-ai născut? Ai păi din astea, ca să mă știi lumea, că poate lumea nu mă știe. Ai poză cu nevastă ta pe ecran? Da. De ce? Îmi place, pe eu am editat poza asta, îmi place prea mult poza asta. Bă, lasă-mă! Mă jur! Bă, dar cum să ții poză? Gen, dar nu neapărat că e ea sau că e oricine. E telefonul tău, frate. De ce aș trimite? Eu al meu e basic, ești nevoit. Este, face parte din alegerea mea. Te cași pe alegerea mea? Salutare băieți, bine v-am găsit la un nou episod de podcast 2 oficial, că am zis data trecută că ăla era 2, n-am pus 1. Sunt alături de nimeni altul. Nimeni altul. Nimeni altul. Ești prea... Eu îmi cer scuze pentru cinătă, dar e la fel de prost ca în ziua în care l-am cunoscut. Mai ții minte cum ne-am cunoscut? Omega. Nu, lasă, ne-am văzut față în față. Da. Ai venit cu sticla aia de suc cu un cur în ea, te-ai urcat în mașină cu parapalacul la putin, cu șapca în cap, te-ai uitat la mine, ce mă? Nu ești. Șefa, da, mamă, am vrut să te sun înainte, sun la un podcast cu Adrian și după ce termin vin la tine direct, bine? Bine, te pop, papa. Vezi, mamă, ai văzut, știi, direct, bam, bam, ce fac. Mă întreabă de fiecare dată, ești live, nu ești live? Și te-ai urcat cu parpalacul ăla, te uită la mine, ce mă? Zic, nimic. Zice, hai, ce? Îmi filmăm? Pentru cine nu știe, el este Adrian, Ian cu ea, bine, nu știu dacă mai trebuie introducere. Ce mă, te-am... Adevărat trăiția de familia ta să-ți trăiască. Suntem prieteni, YouTuber, vlogger, nici nu știu, nici nu știu ce fac până la urmă, ori YouTube, ori vlogging, știi, adică... Gamer, YouTuber... Gamer, nu? Uite, fii atent aici, nu ți-am mai dat mesaj înainte să zic la oameni, descrie-te tu într-un minut, gen. Nume, ani, ce faci? Nu, mai bine pui tu întrebările. Mai bine spune. Și bagă, nu, gen... stai așa, că pasă o tai. Și bagă gen, acum... Nu mă lasă, mă, mai dacă tăiat, că eu le fac eu, nu mai tai eu. Eu merg așa direct cu el, e fritul, nu vreau să tai nimic. A, bine, mă, bine. A, bine, mă. Făceam și doi de-astea, de jump cut-uri. Câți ani ai, mă? Am 23 de ani. Mamă, ești mai mic ca mine, să vorbești cu nena. Eu acum aflu câți ani ai tu, de fapt. 25. Da, barba asta mâncată, e igurită, dar ia uite-o cum e. Nu uitați să ne urmăriți și pe Instagram, la Jigosul Suprem și la Ian cu ea, că eu trebuie să-i zic mereu, el nu știe să zică, Ian cu ea, nu știe. Ian cu ea pe Instagram și Jigosul Suprem, dați un follow. Urmăriți-l și pe Jigosul Suprem. Le-am zis eu deja la oameni. Super. Da. Câți ani ai? Unde te-ai născut? M-am născut în Buftea. Este un oraș de lângă București, unde și cam am avut o chestie cu Buftea, gen... Serios? Da. Acolo sunt studiourile Media Pro, nu, care acolo m-am născut. Ai cireșe, ești bogat. Păi eu te servesc cu ceva de... filmare finețe, mă, când vii la mine. Am fost la Mircea Vodul la cu cortul 2 zile sâmbătă, vine sâmbătă, și am trecut pe-n Buftea. Și mi-a dat cineva pe Instagram. Nu treci pe-n Buftea, zic, eu la mișto, zic, nu știu unde e Buftea. Și păi e oraș aici, zic, ce oraș, mă, că nu e oraș. Ba e oraș? Ba da, mă, da, gen, m-am contrazis, l-am răchit un pic așa pe el. Ce vrei să știi omul despre tine, mă? Bă, oamenii, în primul rând, ca să știe despre mine, în primul rând trebuie să mă urmărească pe Instagram la Ian cu ea. Măicuță! Stai! Măicuță! Hai că te vin ca cine rând. Deci totul se leagă de Instagram. Nu, băi, glumesc. Băi, sunt Zodia Fecioară, nu știu dacă țineți cont de Zodii.
Eu nu țin cont, eu sunt berbec, nu știu care e treaba. Bă, eu iau doar lucrurile bune din zodii, știi? Că unele nu chiar care sunt lucrurile adevărate. Bune la fecioară? Că sunt perseverente, că sunt foarte, foarte, doamne. Știi, ești perseverent? Perfecționiste. Știi, ești perseverent? În ceea ce fac, da. Dar... Când am, acum și m-am zis la tine, zis că nu mai faci clipuri, că ai făcut niște clipuri și că îți bagi ciocanul și că nu mai vrei să mai faci și acum ești perseverent. Vezi că poți să înjuri acum pe YouTube. Da, eu înjur, adică bine, eu zic ciocane... Nu, în vloguri, știi că ți-l monetizează, că a pus aia acolo. Da, da, da. Mișto. Eu nu prea monetizez clipurile, adică... Dacă mi-apare de activează anunțuri, da, dacă nu... Tu postezi un clip, ai văzut? Acum ai mai mulți pași. Oricum toată lumea știe de treaba asta. Ai fost în televiziune. Și cum ai ajuns acolo? Văzut. Încă ești? Da. Unde? Păi de unde mai ești? Mai faci ceva? Deocamdată sunt în... Dar nu poți să zici cu... Dar chiar bă, ce ai făcut cu emisiunea? N-am făcut nimic până urmă. De ce? Fail. Fail? N-a fost alegerea mea la ce a trebuit să fac și... Ok. Te-ai lăsat influențat? Nu. S-a ales. Aha. Practic ce trebuia să fac, eu înțeleg. Ok. Și n-ai dat, n-ai fost... Dacă eu nu prea fac chestia aia... Și nu poți să zici. Bă, nu bine. Știu dacă poți să zic asta. Eu știu că încă am vlogul ăla filmat cu tine atunci. Mm-hmm. Și nu am postat. Păi poți să-l postez, dar când îți vorbea pe emisiune. Ce postez acum? Ești nebun că are luni, cât? 6 luni? 7 luni? Are 7 luni clipul. Băi, ai fost în televiziune, mai exact la Puterea Dragostei. Hai, că toată lumea știe despre tine. Cum ai ajuns acolo, sincer? Printr-un casting. Și te-ai băgat că ai vrut tu, gen, că n-aveai ce face? Da, na, adică nu că n-aveai ce face. De fapt, ideea asta mi-a venit. M-am despărțit de fosta. Da. De fosta, de tipa cu care am avut eu 2 ani relație. Și, mă rog, nu mai mergeau nici lucrurile bine la birou, să zic așa. Și, băi, nu știu ce m-a apucat pe mine. M-am întors de la birou și m-am uitat pe YouTube. Nu știu la ce că m-am uitat pe YouTube și mi-apare reclamă pe YouTube cu Mantea. Când zicea ea, dacă vrei să schimbi viața, înscrie-te la casting în Puterea Dragostei. Și tu care ai crezut în prostia asta, schimbi viața? Da, chiar am crezut în căcatul ăsta. Pentru că și s-a schimbat cumva. Da, mi s-a schimbat și o să zic și cum. Dar hai să zic de ce am crezut în chestia asta, pentru că înainte am participat la foarte multe castinguri, dar nu de pentru televiziune. Pentru shooting-uri, pentru model, știi ce zic? Bă, și cam la toate am fost refuzat. Și am zis... Bă, ăsta e ultimul casting la care o să particip ever în viața mea și dacă o să fiu refuzat la asta, bă, chiar nu-i dă mine ceea ce vreau eu să fac, adică modeling-ul și cu căcatul ăsta, știi? Și ce crezi, mă? M-a sunat doamna Victoria, nu știam pe atunci că e doamna Victoria, m-a sunat și m-a programat sâmbătă. Asta fiind gen când vorbești? Asta fiind undeva pe luni. Și sâmbătă m-am trezit târziu, am zis că bă, planul de casting oricum e ceva real, că s-a mai întâmplat căcaturi din astea. Dar am zis, bă, ia să totuși să mă duc, mă, știi? Și m-am dus următoarea zi, că se ținea și duminică, știi? Se ținea în weekend. Și am zis, ia să mă duc, mă, acolo. Și m-am dat, la 12 am ajuns acolo. Și când am ajuns acolo, m-am băgat acolo în hotel și m-am pus să stau pe canapea. Lângă mine era Bianca Comăniș, care semna contractul, era blondă. În fața mea semna contractul Rafaela, știi? M-am uitat așa pe ele, nu prea băga nimeni pe nimeni în seamă. După a venit cineva la mine, m-a urcat sus. M-a urcat acolo la... că au venit și producătorii prima dată atunci, știi? Și m-a întrebat prima dată, gen... Nu m-am dus la producători, m-am dus la ăsta care se ocupa de castingul, știi? Și ăsta m-a întrebat, ce faci tu aici? Zine ceva despre tine, nu știu ce. Mi-a pus întrebări elementare, întrebări de care nu s-a mai ținut cont în sezonul 2, presupun. O întrebare mișto a fost, ce ai face în cazul în care tu ești împreună cu o fată, că mi-a prezentat despre ce era vorba, știi? Ce ai face în cazul în care dacă ești împreună cu o fată și un alt băiat îi place de ea? Te ceri cu el sau rezolv chestiile astea pe cale pașnică, știi? Și bineînțeles că eu am zis că o să le rezolv pe cale pașnică și dacă ea îl va alege pe el, înseamnă că locul ei n-a fost lângă mine. Mă rog, diferite răspunsuri, de genul pe care... Eu,
Puterea dragostei. Mă rog, băi, a impresionat chestia asta și ce a impresionat foarte mult, povestea mea. Că până la urmă eu cred că din cauza asta m-au și ales pentru că am avut o poveste, înțelegi? Da, părinte, te simt, zi părinte. Exact, da. Și după când m-am dus acolo la producător, se uită pe mine așa și m-am luat șoțoarele de duminică pe mine, îți dai seama. Și mă întreabă, de unde e tu, bandă de soale? Tu te și îmbraci. Bine, acum nu știu dacă te mai îmbraci. Mă îmbrac, dar dacă stau în casă, îți dai seama că nu sunt. Ai un stil de ăla mai nasty, așa. Mă aștept să-mi vine și niște haine, să vedeți ce garderob am. Ok, ok. Da, trebuie să-mi iau hainele de la mama. Ok. Pentru că nu le-am pe toate aici și o să fac și eu un vlog despre toată garderoba mea. Ce crezi că mi-a venit în cap? Nu știu dacă e ok ideea. Să-mi iau toate hainele, chiar dacă mi le murdăresc. Și unde crezi că vreau să mi le întind? Aici în față, băi, pe tot, să fac așa un thumbnail. Doar pentru thumbnail. Asta e toată garderoba mea. Doamne. Ok. Și mai departe. Așa, și mai departe, ce crezi, mă, mâncă de igura ta? Adevărat, mă, lasă-mă să povestesc așa. Ce crezi că mi s-a întâmplat? Îmi zice, bine, hai că te sunăm noi. Mamă, când am auzit, băi, deci am stat 4 ore ca să pot să intru la interviu, știi? Am semnat și contractul după, să nu mint. Păi stai așa, gen, ai făcut casting, ai semnat contract și după aia că te stai, că te da, sunat. Și după zice... Pe a fost ok, gen. Da, da, n-ai înțeles. Pentru că în România asta cu hai că te sunăm noi... Păi hai că te sunăm, da, că semnești și un contract, bro. Da, mă, da, vezi că au fost mulți care au semnat contractul și nu i-a luat. Înțelegi? Mă rog, trece peste. Hai că te sunăm. Și când am auzit că hai că te sunăm noi, să vezi acum că ăștia am semnat contract de imagine și nu o să mai pot să fac nimic și pula mea și cred că o făcătură din aia, dă-te treabă la afi, știi ce zici? Oh, ce bine te îmbraci, hai să semnezi un contract, da, pula mea, știi? Da. Bă, fix aia am crezut că e. După 2 săptămâni, ce crezi? Mă întreba, ai pașaport? Și eu zic, n-am pașaport. Păi du-te și fă-ți-l. Și m-am dus la pașapoarte temporare cu o foaie din aia de la Canal de, înțelegi? Mi-a dat-o și mi l-a făcut pe loc. Mi l-a dat pe loc. Da, să vezi ce putere are o televiziune. Da, ok. Da, mă rog. Și după am mai stat încă o săptămână pentru că nu știu ce căcat să-ți întâmplase. Și am zis, bă, să vezi că ăștia iar m-au trimis să fac și astea, am mai cheltuit și bani, pula mea, nu știu ce. Pentru mine atunci fiecare leu conta, știi? Și am zis, aia, bă, pula. Mi-am dat și demisia, deci aveam o săptămână de demisie de la birou, înțelegeți? Și m-am dus cu bagajele la mama, că nu mai aveam, stau că am ieșit și din chirie. Da. Da, că am zis, bă, dacă plec, nu mai are rost să plătesc chiria, că n-am, nu știu că stau acolo, știi? Te-ai pripit? Da, m-am pripit, adică m-am riscat. Rău de tot. Ai fost și neobrăzat. În ce sens? Ia, acum înțelegi cuvântul, dacă când filmam, mai țin de când ți-am spus neobrăzatul. Așa, zi. Da, mă, frate, și am stat câteva zile la mama cu țoalele așa, cu tot, băi, deci mi-am luat toate țoalele, am avut 3 geamantane de alea mari, a trebuit să plătească în plus pentru, știi? Și, bă, până la urmă, când am ajuns în Turcia, mie nu venea să cred că sunt în Turcia, ești nebun la cap. Adică erau așa, băi, să-mi fac pula. Era prima dată când plecai din România? Nu. Okay. Era a doua oară. Okay. Dar nu, era prima oară când eram singur într-o lume total diferită, total neștiută și... Și ai ajuns acolo? Da, am ajuns acolo. Ce ai făcut acolo? Cum a fost primul impact la hotel? Bă, da, mă, că prima dată ne-a dus la un hotel. La care am stat după la el acolo 3 luni, în acel hotel, dar prima dată ne-a lăsat să stăm 2 zile în hotelul ăla. Și era hotel de 5 stele, mă rog, încă e de 5 stele. Și când am văzut piscină, când am văzut, bă, totul pe gratis, mă, înțelegi, și mâncare pe gratis și tot pe gratis în alea 2 zile. Era ținut de canal. Mamă, noi ce crezi că am zis? Mamă, mâncați, să vezi viața, până aia așa, mamă, să vezi cu halate, cu papuci, comandăm vinuri, comandăm ce vrea pulița noastră. Asta e, mă, viață, gata, am intrat, dar așa e în televizor, mă, mâncați, ești gurata, tot pe gratis, știi? De unde, mă, mâncați, ești că după a doua zi ne-am dus la filmări și nici să vă luați și toate hainele de la hotel, pentru că nu vezi rămâne la hotel, vezi dormi aici, la canal. Ne-am zis, a, ok. Pe platou acolo? Ascultă-mă. Ne-am zis, a, ok, n-am, îți dai seama, na, o fi ceva mișto. Nu ne mâncați aici, pula ta. Când am ajuns la canal în spatele platoului pe care îl știe toată lumea, am văzut cum sunt 4 ore de cămin. Când am văzut 4 ore de cămin, nici o singură baie, un singur WC și un singur duș. Am zis, bă, mâncă, deci pulița ta nu prea e de bine, că aici ne bagă la... Da, din deci astea, știi? V-am omit cumva, știi?
Da. Cum e la pește. Bagi barta, ai bomba aia, cu mâncare bună, da, TTX, da, da, cu nadă, o arunci să duce și la un moment dat el ia doar viermele în gură, știi? Ia, exact, da. Așa zic. Da, după care... Care ați fost primii oameni? Eu... A fost așa, primii oameni pe care lumea nu prea ce mai bag în seamă acum. A fost așa, eu am fost prima dată cinci la început. Eu, Sorin, lumea nu știe pe Sorin pentru că a stat 3 zile. Daniel, Adelin și cu Mădălin. Bărbați. Bărbați, da. Și femei? Și femei, a fost așa. Plușica, Bianca, Raluca, Rafaela și cu Viorela. Bă, pula, i-am ținut minte pe toți, băi, ești nebun. Da, n-ai cum să uiți chestiile astea, că au fost unice. Amintiri frumoase. După care, după 3 zile a venit Ștefan și după care, după 2 săptămâni a venit None. Și cum a fost primul impact? A, și să nu mint, am fost șase, pentru că în seara în care noi am ajuns la în Istanbul, am ajuns doar 5, iar peste câteva ore a ajuns și Valentin, pentru că lui nu-i cumpărase biletul în același timp cu noi. Okay. Deci am fost 6, da. Și cum ți s-a părut prima dată când filmezi, cum v-a echipat, v-a dat la valiere, v-a dat... Frate, nu știu, deci toți eram căcați pe noi, frate. Da, v-a dat ceva, un scenariu? Nu, no, niciodată. Adică v-a lăsat liber, nu? Să vorbiți, să faci... Da, mă, frate, gen, nici nu ne-a explicat ce trebuie să facem, cum trebuie să... Deci cum a dat drumul la filmare așa, hai? Băi, păi dacă am avut-o pe mandea prezentatoare, ea controla oarecum situația aia, punea întrebările, înțelegi? Și prima dată, atunci când am intrat în casa băieților, știi că trebuia să fac prezentarea fiecărui băiat, și eram căcat pe mine, frate, și nu știam cum să cobor pe scări, stăteam în piept, nu știam cum să stau, trebuia să stau un pic mai aproape de mantea, dar de fapt... Când, nu știu, voi ați văzut, când ați văzut la televizor toate interviurile alea prima dată din Casa Puterea Dragostei doar cu concurenții și mantea, băi, la alea s-au tras cam 14 ore, frate, adică noi nu am stat acolo, doar ne-am pus câteva întrebări, pentru că la unii s-au făcut și duble, pentru că aveau prea mari emoții, frate, înțelegi? La întrebări? La întrebări, frate, bine, te blocai pe ei, tu dacă stăteai așa și te blocai și nu știi ce să răspunzi, trebuia să taie și ce pula tăia, și o luam de la început, înțelegi? Și... Când, gen, bine, nu mai știu, e și imediat întrebarea când. Spune. Nu, imediat nu, după ce, când v-a dat pe post, îți dai seama că a fost un impact odată. Bum, știi? Nu. Probabil unii oameni știau că te duci la Puterea Dragostei. Familia ta, nu? Să știi că nu a fost așa mare impact în România. Ah, te referi în familie. Da, și nu în familie. Fie, vreau să zic de impactul la social media, că a bubuit tot la un moment dat. Știi, a început follow pe Instagram și astea. Cu câți follow-uri ai intrat? Mai ții minte? Păi... 2500 aproape, să nu mănâncă. Și ai 2300. Avut un boom dintr-o dată? Nu a fost boom dintr-o dată la nimeni. Păi boom-ul ăsta, hai să zic, boom-ul ăsta a început după 3 săptămâni. După 3-4 săptămâni. Când, păi, da. A și început să prindă emisiunea cumva. Nu, emisiunea a prins după vreo lună, două, înțelegi? Dar boom-ul ăsta pe Instagram și cu followers și așa, a fost după 3 săptămâni, cam așa ceva. Și în boom-ul ăsta am fost eu, Bianca și cu Plușica și cu None. Deci noi ăștia 4 am dat boom-ul cel mai mare pe Instagram la început. Adică am bubuit la modul ăla, că creșteam cu câteva mii pe zi, câteva mii bune, adică gândește că eu în 3 săptămâni de zile, hai să zicem 3 săptămâni, într-o lună de zile, eu am făcut 50.000 de followers. Da, ținând cont că erai pe TV, e ușor. Bine, știi ce vreau să zic? Asta că nu e nici ușor, pentru că eu am văzut o chestie, ei nu vă promovau pe Instagram, adică nu vă dădea niciun social. Nu, n-aveai voie să te promovezi tu în emisiune. Asta e, gen, vezi? N-aveai nici voie. Nu te promovau. Și cumva trebuia să spui, nu știu, dacă aș fi fost în locul tău acolo, probabil, și ca să te găsească omul mai ușor, că vrei să-ți crească și social-ul, știi, să ai acolo, să fii, na. Eu cred că ar fi trebuit să-mi pun, uite, tu ți-ai pus Ian cu Ia. Da. Nu te găsește multă lume așa, pentru că lumea caută Adrian Iancu, cumva, a căutat Adrian Iancu. Eu mi-aș fi pus un Adrian Iancu, știi, cred că de început. Fapt, lumea a început să ne caute mai întâi pe YouTube. Ah, înțelegi? Okay. Și de pe YouTube oarecum a venit... chestia asta și pe Instagram, pentru că îți dai seama că s-au făcut și grupuri pe Facebook și... Da. De care e treaba? Că eu am văzut de la început, gen, adică mă uitam random, dar
Am văzut niște de astea, cu erau niște grupuri, Bibilaș, Jadoraș. Bă, frate, grupurile astea au început gen tot așa, după două săptămâni. Dar eu nu știu nici acum care e conceptul, nu care e conceptul, care e sistemul emisiunii, cum iese câștigătorul, cum e gen al săptămânii. Lasă-mă să-ți explic cu grupurile. Așa. Grupurile au fost făcute pentru a-i vota pe concurenți, înțelegi? Dar grupurile astea au fost făcute de susținători pentru că ăsta era, mă rog, nu era un regulament. Așa s-a întâmplat ca la toate emisiunile astea de matrimoniale, așa să existe grupuri să-i susțină, știi? Da. Și noi, practic, am început să dăm numele la grupuri. De exemplu, mie spuneau Stilați. La mine se numeau da? Stilați. Da? Și încă da. Ah, okay. Înțelegi? La None se numeau Nonișori, la Bianca se numeau Bibișori. Înțelegi? La Plușica se numeau, am uitat cum se numeau. Plușișor, nu mai știu cum se numeau, nu știu. Grupul Plușică sau ceva de genul, da. Înțelegi? Da, și eu cu Bianca și cu noi am avut cele mai mari grupuri în emisiune. Ajunsesem să avem concurență la grupuri, știi? Adică în 2-3 luni de zile noi aveam grup pe Facebook de vreo 30-40 de mii de persoane. Care, cam gen, așa ceva. Ăla care era în grupul tău te susținea pe tine. Exact. Dar... Și voturile astea chiar erau pe bune? Nu. Noi la început, frate, hai să zic o chestie, noi la început... Că... Noi la început am crezut că totul e pe bune, înțelegi? Și de asta ne-am implicat și foarte tare. Este amplit, gen, toată chestia asta e bullshit? Nu mă, la voturi mă refer. Ah, ok. Noi am crezut că voturile chiar sunt pe bune, frate, și că tu chiar trebuie să spui la oamenii să te voteze și să mete câștii, dar după 6 luni, 7 luni de zile de stat acolo, ne-am dat seama, ne-am dat seama. Adică, gen, dau ei din burtă? Da, din burtă cui face rating mai mult. De ce se uită lumea? De exemplu, dacă săptămâna asta este doar tu faci scandal din casă, normal că tu aduci cel mai mare rating, nu? Pentru... Și înseamnă că gen, emisiunea asta merge pe scandal. Acum mai nou, da. Adică acum dacă nu faci scandal, nu se mai uită lumea la emisiunea asta, pentru că așa au fost învățați mai nou. Știi? Înainte noi învățam cu jocuri, învățam cu chestii amuzante. Într-adevăr că existau și jocuri. Dar... Da, frate, după... Pe vremea noastră se făceau foarte multe jocuri de cupluri. Ce înseamnă joc de cuplu? Uite, de exemplu, ce te referi? De exemplu, știi jocul ăla să iei cartea pe buze și să o iei odai celuilalt? Ah, ok, jocuri de astea. Exact, da, și gen... cine câștiga avea premii din astea, gen o ieșire în oraș, plimbări, cine romantice, știi? De cine ți-a plăcut prima oară? De nicio fată prima oară. Prima dată când am intrat în casă la fete, m-am uitat așa pe toate și îți dai seama că te uiți la față și erau așa niște, băi, niște fețe necunoscute pe care nu le-am mai văzut în viața mea și da, dar atragerea exista la una. Bănuiesc că ai avut prima relație. Băi, lasă-mă să-ți explic. Nu erau nici super modele, dar nu erau nici urâte, extrem de urâte, știi? Și nu prea știai cum să... Mă rog, băieții la... Majoritatea băieților erau chitiți pe Rafaela. Eu nu știu cine, doar pe Bianca o știu, acolo și pe Raluca. Așa, Bianca să știi că nu e prea era băgat în seama așa de băieți. Mă rog, nu prea i-a plăcut la nimeni de ea, dintre băieții, da, știi? În rest, Adelin cu Ștefania... Tu ai dat pass, mi se pare, la... Ne-am făcut un smash or pass, care e pe canal. Te-ai dat pass. Eu țin minte. Cui, mă? Lui Bianca Comăneci. I-am dat pass. Bă? I-am dat pass. Da. Acum, genul, probabil o să apară pe sus. Așa, zi. Așa. Mă, cum ți s-a părut pe total experiența? Da, stai, mă, că nu... Nu vreau să vorbim asupra. Dacă vrei să vorbești... Nu, păi, continuă subiectul, mă rog. Cumva, gen, nu vreau să te țin doar în chestia asta. Puterea dragostei, am înțeles. Bă, chestia asta a fost una dintre cele mai mișto experiențe pe care le-am avut. Și ți-a adus și alte beneficii, să fim sinceri. Da, doar că... Mă rog, personalitatea mea nu prea s-a mulat cu beneficiile astea, pentru că eu sunt un om care nu prea suportă anumite chestii, înțelegi? Cum ar fi falsitatea. Și pentru că nu am fost, să zic așa, fals, mi-a mers pentru o perioadă, dar după trebuia să pup în cur foarte mult, știi? Bă, hai să fim serioși acum. E o vrăjeală ce se întâmplă acolo. Acum da, înainte... Băi, îți jur pe ce vrei tu, frate, că eu chiar țin apărarea sezonului 1, pentru că în primul sezon, timp de 7 luni de zile, 6-7 luni de zile, nu a fost deloc
vrăjeală, frate, adică totul se întâmpla pe bune și certurile noastre chiar erau certuri, pentru că, hai să zic de ce, noi nu știam că toată chestia asta va avea succes. Și atunci când tu faci ceva și știi că nu are succes... Nu credeai cumva, Gencar. Nu credea nimeni, frate. Tu când faci ceva și știi că nu are, n-o să aibă succes sau nu știi ce se va întâmpla, bă, cam îți... Faci ce știi tu, te taie pula, bazi, bași pula, ba... Iei paharul, și, paharul ăsta și îl spargi, că nu te interesează pe tine ce se întâmplă cu el după, știi? Dar ăștia, dar cei care au venit, au văzut că paharul ăsta chiar se sparge, știi? Și atunci ei nu l-au mai spart. Au venit învățați. Au venit învățați și atunci ei nu l-au mai spart din greșeală. Ei l-au spart intenționat. Okay. Înțelegi? Da. Eu dacă spărgeam un pahar, eu spărgeam din nervi. Nu spărgeam ca să fac rating, știi? Da. Uite, o să te duc într-un subiect care mie îmi place. Da. După putere, ai rămas cu ceva, în afară de notorietatea asta, să zicem, cu o fată. Mhm. Cu Larisa. Mm-hmm. Mă, mie îmi place super mult de voi. Toate că eu am impresia aia despre cam orice bărbat pe care îl cunosc, prieten al meu, nu știu cum stau femeile astea cu noi. Bă, sincer acum, avem niște tabieturi, niște chestii, niște nasoare alea de tot. Da, da. Ai rămas cu Larisa? Da. Cum ai rămas cu Larisa? Ce, nu știu, cum a fost? Care a fost spila între voi? Bă, spila a fost că era atunci când am intrat în casă. Bă, n-ai de ce să mănânci ca... Și dacă aveai relații, tot bă, eu... pentru mine, ea oricum nu e aici. Da, nu e. Așa. Pentru mine, eu am zis-o de prima oară și Oana a auzit asta prima oară. Mie mi s-a părut cea mai smart femeie de acolo. Păi adică a fost. Vedea. Gen, avea o fire a ei, gen, calculată și de sine stătătoare așa, gen, domina. A fost și încă este cea mai smart persoană care a fost la puterea dragostei, mă referă, dintre fete. Uite, de exemplu, eu acum, eu nu m-am mai uitat, m-am uitat, cred că am avut vreo 2 săptămâni care m-am uitat iar pe YouTube, așa, random. Și cu cine aș compara, nu știu dacă e o comparație așa, gen, dar la fel la gândire și la astea, toate că poate aspect și n-au asta, n-au treabă, e o comparație doar la mine, cu Ligii, și Ligii e calculată acum, nu știu cum mai e acum. Și a, vezi că are vocabular, gândește, gen... Asta așa e, da, am văzut că Ligia are un vocabular mai... E acolo, e ce trebuie. Mai decent. Nu neapărat mai decent, nu e tipul ăla de Mahala Joica. Acum nu știu cât am urmărit eu, poate, eu mănânc căcat acum, nu știu. Dar e mult mai ok, știi? Mm-hmm. Dar era super, bine, diplomat. Da, mă rog, nu stau să-mi dai o părere, că nu cunosc. A fost și doamnă, gen, cumva, cred, știi? Și eu, doamnă, da. Cum ai rămas cu ea? Cum a... Băi, deci prima dată când ai intrat în casă, toți băieții s-au uitat pe ea, știi? Mai ales că s-a întâmplat și s-a întâmplat, mă rog. Așa. Stai așa. Lasă-mă, îmi place. Păi stai, mă, că se aude foșnit. A. Ai intrat la țancă, vorbeam despre tine. Da? Da. Chiar sunt curios acum ce zici când o să te auzi. Păi zic aceleași chestii, ce? Păi ea a intrat în casă, nu... Toată lumea s-a uitat pe aia, îți dai seama, bineînțeles, aveam relație, eram logodit, să zic. Cu cine? Cu Raluca. Nu știi că am făcut eu cererea în căsătorie? Eu nu știu, dar am crezut. Mă rog. Așa și... Eu știu câteva faze cu tine. Da, mă rog, pentru că totul era foarte real și așa, ea a zis că o să fie nașa noastră. Oh. Și atunci am început să fim foarte buni prieteni, știi? Dar gen prieteni, gen era ca sora mea. Știi? Tu cu Larisa sau nu? Da. Și după ce m-am despărțit de fata aia, ea, că îi plăcea de noi, vezi, doamne, așa era atunci, a început să o consola și pe ea, dar m-a consola și pe mine, știi? Ah, dar pe tine mai mult. Nu neapărat, dar pe mine m-a afectat foarte tare faptul când a ieșit ea din casă, știi? Cine? Larisa. Ok. Și după ce a ieșit ea din casă, am început să vorbim, frate. Am început să mă întreb dacă sunt ok, cum mai este, cum mai merge, știi? Gen, ai trecut la stadiul de gagicăreală? A, nu, nu, tot așa, știi? Basic, și okay. Vorbind în continuu, bă, da, în continuu 2 săptămâni, am început să ne îndrăgostim. Tu de ea seara de timp? Amândoi. Serios, mă, eu am conversații. Să o întrebăm și pe ea? Întreabă. A, ok. Și... După... Poate o aduc la episodul 3, să da, te contrazic. Da, și după... Și după ea, practic, nu era foarte sigură dacă mă place, eu eram 100% sigur că o plac, știi? Da, dar ea a zis, băi, hai să așteptăm totul să ne vedem și afară, știi? Tu erai în casă și era afară. Da, eu eram, da, și ea a zis, hai totuși să așteptăm să ne vedem și afară.
Și dorința mea care a fost ca pe 27 ianuarie să fiu în țară de ziua. Știi, am vorbit cu ăștia, nu m-au lăsat, nu știu ce. Și am început să înjur pe acolo, să nu știu ce, mă rog. Până la urmă m-a dat pe mine prima afară, dată din casă. M-a dat afară din casă după 6 luni de zile, prima dată. De gen, te-au dat de mai multe ori sau ce? Nu, prima dată când am ieșit din casa Puterea Dragostei. Ah, ok. Da? Și când crezi că am ieșit? A, după 6 luni de zile, gen, de stat acolo? Da. Ah, ok. Și când crezi că am ieșit? Când crezi că m-au dat afară? Pe 26. Pe 27. M-am înfins de ziua aia. Și asta s-a întâmplat duminică. Duminică s-a filmat gala. Am plecat direct la aeroport. Și luni a fost în România. A venit Larisa să mă ia de la aeroport cu sora ei. Eu i-am cumpărat cadou de ziua ei, pentru că știam că era consumatoare de whisky, am cumpărat o sticlă de whisky din aeroport și un ruj. Mamă, ce ciudat e, și eu am că e consumatoare de whisky. S-a ciudat asta, să știi. Ca să nu zic că, na. Ca să nu zic că... că le avea. Le avea. Așa eu le avea. Da? Cu whisky-ul, da. Și eram foarte înrăit după whisky. Și i-am cumpărat un ruj, cel mai mișto ruj. Nu știu, așa am avut eu să mă pui după rujul ăla. Și am ajuns, i-am dat cadou. Eu tot să iau în brațe, tot să o pup. Ea, taică, ne mai cunoaștem. No. Da, până la urmă s-a... Deci prima zi când am ajuns, gândește la evoluția asta. În 3 zile, eu mă căcam și aș făcea bai. Ce? 3 zile? În 3 da, zile. Da, ai zis că erați îndrăgostiți, gen. Da, în 3 zile, dar... Faptul ăsta că am, băi, eu am zis așa, după ce am terminat relația, s-am zis asta lungă, pe care am avut-o, am zis, băi, să-mi bag pula cât de greu e în ziua de astăzi și să stai să cunoști o persoană, să stai și să acum, ieși la cafele, 2-3 ani de zile. Și acum eu am o întrebare și, de vă închid pe tot. Și așa era și ea, știi? Adică, gen, nu-i mai plăceau chestiile astea, gen, să ne cunoaștem la cafea, să ieșim de 5.000 de ori în oraș, știi? Dragoste la prima. Bă, ori e din prima, ori nu mai e din prima, știi? Ce a fost din prima? Și acum eu te închid cu o întrebare, pe care închid pe majoritatea oamenilor. De cât timp ești cu ea? Un an și 5 luni. Să-și pun. Știe, bă. Sigur e? Sau? Da. Pentru că ziua noastră este pe 28 ianuarie. Pe, gen, practic, de atunci v-ați început relația. Da. Okay. Pe 28 ianuarie. Și luna asta facem 5 luni. Ah, okay. Că vine ianuarie, martie, februarie, martie, iunie, da. M-am încurcat. Învățat să nu... Ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie. Dar face 6 luni. Luna. Nu, 5 luni, pentru că în ianuarie am făcut un an. Da, da, da. Nebunule. Okay. Te pui cu d-astea. Ce sfat ai dat cuiva acum dacă vrea să... Să înceapă o relație? Da. Băi, depinde ce vârstă, frate. Că e foarte important. 20 de ani. Bă, sincer, i-aș da... Băi, dacă el chiar simte... Dar vezi, mă, tu, e greu să dau sfatul ăsta, frate. Pentru că, în primul rând, nu ai siguranța aia. Nu știu, eu am simțit siguranța aia din prima, înțelegi? Și... Am mai simțit. Bă, când ești fel bărbat fatal. Mă, că nu e vorba de bărbat fatal, e vorba de ce simți, că dacă tu simți că ești, vei fi cu persoana aia extrem de mult timp și poate și chiar toată viața, poate face anumite riscuri, de exemplu, cum ar fi să vă mutați împreună. Ăla e risc? Da. E un risc foarte mare, pentru că poți să te desparți după 2 luni de zile. Și ți se dă lumea peste cap. Pentru că în alea 2 luni de zile deja se formează obișnuința aia, rutina aia zilnică, te trezești, bei cafeaua, faci ceva, gătiți, mâncați, știi? O să încep să spun întrebări, dar lasă-mă să termin cu sfatul ăsta. Băi, sfatul ăsta la vârsta asta, eu zic că sunt un caz aparte și unii de la Puterea Dragostei sunt un caz aparte, cum ar fi Viorel și cu Ștefan și cu Viorela, da? Cine a mai rămas cuplu acum? Fata aia care e gravidă sau a făcut copil. Alexandru și cu Simina. Da. Băi, exemplele astea, gen, noi suntem niște exemple rare, frate, dacă să te gândești în ziua de astăzi, în 2020. Astea, câte sezoane sunt la emisiunea? E al doilea sezon, frate, dar și în două sezoane. Da, frate, dar toți avem aproape un an și jumătate.
Păi toți. Da, da, asta zic, au scos trei cupluri care de durată și e ok. Și din prima, adică fără prea multe chestii, înțelegi? Astea au fost cupluri, dar în viața de zi cu zi e mult mai greu, frate, să faci chestia asta, gen să iasă un cuplu din prima, pentru că o persoană am întâlnit și pe social media. Eu cu Larisa, de exemplu, am stat o lună în Casa Puterea Dragostei ca prieteni. Adică noi ne-am cunoscut mai întâi ca prieteni, am văzut ce fel de persoane suntem, am văzut dacă rezonăm ca prieteni mai întâi, înțelegi? Și cam asta contează. Uite, de exemplu, Ștefan, frate, a stat 3 luni după Viorela. 3 luni. Și da, în tot timpul ăsta i-a observat comportamentul, pentru că în fiecare zi, în fiecare zi ne vedeam. Cine domină la voi în relație? Depinde. La ce te referi domina? Total. Per total amândoi. Adică nu există chestia aia, eu sunt șeful sau aia e șefa. Știi, niciodată. O să-ți dau întrebări de la oameni. Sunt câteva. Nu, spune. După aia o să le iau și pe alea tale, că ai postat și tu. Data viitoare la podcast noi o să postăm. Deci cu postul trebuie să postăm cu 2-3 ore înainte. Da. Deci de-aia e bine să deci sfatul meu este, bă, dacă simțiți și părinții sunt de acord și toată lumea este de acord cu voi, eu zic ca să începeți relația, gen, să vă mutați împreună și vedeți dacă chiar vă potriviți, pentru că degeaba stați 5 ani împreună și după ce vă mutați împreună realizați că nu rezonați deloc și realizați că v-ați pierdut 5 ani din viață. Așa mai bine, nu știu, părerea mea sinceră, probabil că unii nu sunt de acord, ori vă mutați din prima și luați viața în piept ca și cuplu, cu chirie, cu ce, tot ce trebuie. Poate nu există chiria sau există altele. Mai câștigă și da, ori dacă vreți doar ceva așa să hau, întâlniți-vă la cafele, gen Tinder. Există Tinder și cam asta puteți să faceți pe Tinder. Nu mai credeți în relațiile serioase de pe Tinder. Când ai dat ultima oară la chec? Aseară. Bă, ce întrebare e asta, mă? Până tot ce zic oameni. Mai ai frați, surori? Da, mai am încă 6 frați. De fapt, mai am încă 3 frați. Nu, da, 3 frați și 3 surori. Suntem mulți, mă, mâncare. Te-a frământat vreodată ceva adânc în sufletul tău? Da. Ce? Prostia omenească. Ah, ok. O să faceți amândoi story time. Băi, Sebi, despre ce vrei să facem story time? Uite, vreau să vă auzim, mama, avem o muscă în casă. Da, story time muri minore. De, nu, da. Ce afacere, ce, mă? Te-ai prins? Nu mai da, mă, l-ai dat încolo. Ce afacere profitabilă îți poți deschide în România? Eu mă gândeam la un food truck peste 5 ani. I am Alien 16. Afacere profitabilă îți poți deschide? Bă, hai să vă zic eu asta cu afacerile profitabile. Ce-ar merge acum? Ce ai deschide acum? Eu zic sincer, oricum eu am o singură... Eu am lucrat în domeniu și știu. Casa de pareuri, tată. Păcănele. Casa de pareuri, păcănele, tată. Bani. Băi, nu știu, după părerea mea, ca și om de business, orice afacere este profitabilă dacă știi cum să o menegerești și dacă știi cărui public să o expui. Da. Adică nu poți să expui... Răspunsuri simple și compacte la întrebări. Compacte, da. De SLR-uri. De cât timp fumezi? De aproape 10 ani de zile. Mult. Și eu tot la fel. De la 14 ani jumate. Și eu la fel. Ia, 14 plus 10. Fii atent, două întrebări legate de la Tudor, amândouă. Yeah. Prima e așa, mai are Mac? Mai ții minte? Nu știu, eu am Mac. Am Mac. Nu, frate, nu mai am Mac. Frate, și a doua, v-ați împăcat? Ce împăcare? Păi, ne șucărisem un pic unul cu altul. A, ne șucărisem, dar asta nu înseamnă că ne-am despărțit, adică ne-am tăiat prietenia. Te dracu de aici cu gistrul ăsta de gay. După apărem și noi că ia uite ce arătăm la copii. Ce-i face dacă ai fi președinte? Ce Ștefania zici? Bă, dacă aș fi președinte, în primul rând aș face toate chestiile astea pe care le cere lumea. Cu riscul de, nu știu, cu riscul ăla care va exista. Adică, de exemplu, dacă lumea vrea acum să măresc salariile și eu o să fiu președinte pentru... Eu o să le măresc, dar... Ce o să se întâmple după nu o să mă mai privească pe mine, înțelegi? Da. Adică că va scădea economia sau că va crește, nu vă mai interesa, dar eu o să fac lucrul ăsta. De la ce vârstă a început să fac singur bani și din ce trăiește în momentul de față? Băi, singur bani am început să fac de la vârsta de 15 ani, de când m-am angajat la mic și am spălat WC-uri de căcat. Banii mei au fost făcuți din căcat.
Să înțelegi așa o mică paranteză. Și în momentul de față? Și momentul de față din filmmaking. Ok. Unde vă vedeți în o paranteză. Eu chiar dacă nu postez nimic pe YouTube. Creez pentru alții. Creez pentru... Am proiecte în derulare. Gen filmmaking, short filmul și... viitorul super apropiat, un film de lungmetraj. Oh, bine. Unde vă vedeți în 10, da, 10 ani sau dar în 15 ani? 10 și 15. Bă, eu în 10 ani mă văd milionar. Din ceea ce fac momentan. Vrei să faci milionul? Nu. Milionul, după părerea mea, este mental cel mai greu de făcut, pentru că e chestia aia, gen până ajungi în pasul ăla, știi, momentul ăla. Știi că după, frate, dacă ai făcut un milion și ești un om inteligent, le faci și pe celelalte. Dar în 15 ani cheltuim milionul. Nu, în 15 ani sigur voi avea minim 3 copii. Minim, să zicem, hai să zicem minim sau maxim 3 copii. Eu o să am o familie super mișto și o să fiu din toate punctele de vedere realizat și voi continua să fac ceea ce îmi place, dar la un nivel super înalt. Eu în 10 ani, nu știu, mă văd conducând o afacere, nu știu dacă mare. Afacere pot să spui și că e, afacere pot să spun că e no, și ceva, ceva palpabil, gen cu mulți angajați, cu sediu. Exact, păi da, nu pot să zic, de exemplu, pot să-mi deschid un studio de producție. Și tot la fel, cu o familie întregită, acum nu știu câți vreau, eu vreau să fac vreo 2 copii, nu mai mult. Bă, nu știu, o fac o paranteză, eu merg pe astea, deci am văzut că muzica nu este de mine, în primul rând. Și dacă ar fi să fie ceva de muzică, aș face doar cover-uri pe internet. Dacă ar fi, nu știu, în momentul ăla nu mă bazez pe muzică, pentru că foarte lume m-a întrebat dacă o scot piesă sau o fac ceva de genul. Momentan eu nu mă bazez pe muzică, pentru că sunt foarte mulți artiști în România care au voci mult mai bune ca ale mele și eu, de exemplu, aș prinde muzică doar pentru că am participat la emisiunea Puterea Dragostei și oarecum ar fi o concurență între mine și ceilalți, știi? Da. Și nu vreau să mă bag pe este alții. Câți ani ai? 23. Ce te motivează cel mai mult? Bă, la asta cu motivarea, uite, de exemplu, să știți că, nu știu cine mă urmărește de la Conacu pe YouTube, bă, ați văzut că eu nu prea postez deloc, frate. Dar pe mine ce mă motivează să continui să fac ceea ce fac în momentul de față este pasiune. Pasiunile astea poți să ți le descoperi de când ești mic sau... Cum mi-am descoperit-o eu în urmă cu 6 luni de zile astea cu treaba cu filmmaking-ul și eu eram paralel cu un aparat de SLR, înțelegi? Și paralel cu editatul și cu tot. Și ți-a plăcut, da? Mi-a plăcut la nebunie, de ce? Pentru că am observat că poți să-ți exprimi cuvintele în imagine, știi? Și în loc să stai să faci, să povestești viața ta în 5 ore cu lux de amănunte, mai bine faci un film. Da. Dă-mi să iau întrebări la tine. Ce faci, nu? Mi-a dat ăsta aici. Să mai dau de ăsta, cum îi spune. Eu nu prea am mai mult. Ionuț Atâlă zice, de cât timp vă cunoașteți? Îi cunoaștem de anul trecut, din vară. Facem aproape un an. Care vară, mă? Bă, nebunie. E toamnă mai mult. Păi din vară din august. Dacă m-am întors în Grecia și m-am apucat eu de streaming. Da, da. De Omegle. Ce credeți că pică la examenul de capacitate? Coaie, cred... Eu nu știu, n-am, nu știu. Noi nu mai avem grijile astea, crede-mă. Da. Ce părere ai de Livian? De la Puterea Dragostei. Nu, vecinul meu. Bă, nu l-am cunoscut pe vecinul tău. Nu mă ală de la Puterea Dragostei. Bă, Dălivin am văzut că e un băiat smart, dar o joacă pervers. În realitate nu l-am cunoscut, am auzit că e super băiețaș, dar nu îmi dau cu părerea despre personalitatea lui. Ce ai schimbat la România? Uf, ce n-a schimbat la România? A schimbat foarte multe la România, de asta am ales și mi-a așez clipurile despre ce a schimbat eu la România. De cât timp joci CSGO? Mama, asta cu CSGO, frate, băi... Eu sunt veteran în jocul ăsta, nu că o fac la un nivel pro, dar eu mă joc ăsta CS de pe la vreo 10 ani de zile așa, de am prins 1-5, dacă mai ții minte. Da, mă, că ascultă-mă, mă. CSGO, mă. Da, mă, ascultă-mă, după care am jucat foarte intens CS 1-6 în PGL
După care m-am lăsat și când a apărut CSGO, bă, vrei să zic ceva, nu mi-a plăcut deloc CSGO. Nu puteam să fac bani hapuri, nu puteam să fac multe chestii, știi? Și am ales să nu mă joc. După care, într-o zi, l-am văzut pe fratele meu că stă non-stop pe CSGO și râdea de mine. Că te mai joci 1-6, noi suntem cu CSGO și am zis, ia da mă să mă joc. Bă, și nu prea m-am priceput eu așa la el, știi? Și de vreo 3 luni de zile, mă rog, m-am mai jucat CSGO, să nu mănânc căcat, știi? M-am mai jucat CSGO, dar nu la nivelul la care o fac acum. De 3 luni de zile, 5 ore pe zi, îi dai în gușă. Îi dau. Te înțelegi bine cu Jegosul? Da. Ne mai spălăm noi din când în când, dar... Cât de greu este să faci bani în România? Și greu și ușor. A, și eu cred că e ușor să faci bani în România. Nu, am zis, este și greu, dar este și ușor să faci bani. Depinde acum. Sunt de aită să faci bani ușor. Ca în orice țară, frate. Acum du-te și fă bani în America. Păi mai poți să mai faci bani în America acum? Ciuciu, nu mai poți să mai faci în perioada asta. Cine este omul care te inspiră? Marian Edivaiu și vreau să vă recomand un tip super mișto, de la care am învățat eu toată chestia cu filmmaking-ul. Peter McKinnon. Peter M-K K-I-N-N-O-N. Ăla de pe YouTube, nu? Dar are 4, aproape 5 milioane de abonați și cred că este cel mai șmecher om în materia asta de tutoriale și filmmaking-uri. Și îți lași părul lung? Da, mi-l las. Ai gaură în cap. Bă, da, mă, da, lasă, de la decolorant aia. Unde e mai bine de muncit? Aici, în țară sau în Occident? Bă, dacă chiar nu-ți place România și nu-ți place să muncești în România, pentru tine cred că ar fi mai ok să muncești în Occident, dacă vrei să descoperi o altă abordare a societății. Dacă îți place România și iubești țara asta, mă refer la țară, nu la oameni, și îți place să muncești aici și vrei să faci ceva, muncești în România. Și ultima întrebare vine de la mine. Care e părerea ta sinceră despre mine? Este că uneori ești un copil prost. Dezvoltă-mă! Și te superi pentru niște căcaturi. A, revenim la backwards. Da, da, da. Te superi pentru niște căcaturi, dar așa ești tu. Noi prietenii tăi te înțelegem și după cum vezi ești aici. Că dacă nu te înțelegeam, nu mai o să filmăm... Bă, știi că sunt câțiva oameni care încerc să filmăm episodul 2 la... Cinci timpuri de autostopiști? Adevărat? Zău! Da, de data asta o să fie mult mai pro. Îți dai seama cum o să fie de data asta? Da. Atunci l-am filmat și noi așa. Îl facem. Îl facem, adevărat. Mâncății și politica ta. Ai vreun sfat pentru mine? Ai vreun sfat pentru mine? Un sfat pentru tine ar fi să fii un pic mai cu picioarele pe pământ în anumite situații. Cum ar fi? Zi-mi o situație. Se pare că sunt flower power? Flower power ești când te grăbești și tu nu realizezi practic că detaliile alea nu sunt chiar așa de grave. Mă rog, cum face toată lumea de obicei la nervi, știi? Te referi la faza când... Da, păi aia e singura fază nasală care s-a întâmplat în prietenia noastră. În rest, nu am ce să zic eu, ești nebun la cap, e catericom, ești nebun la cap, dacă vrea să-i bag în bangură, îi bag în bangură. Știi ce m-am supărat? Chiar că e pe clip. Da, zi, mă! Ideea e în felul următor. Eu te-am bătut la cap cu ceva. Cu ce m-ai bătut, mă, la cap? Bă, cu multe chestii. Te-am bătut la cap și cu premierul și cu calculatorul și cu tot și cu tot și nu mi-ai dat dreptate. Lasă-mă că știu ce fac. Și apoi ți-a mai zis altcineva încă o părere și ai zis, gata, frate, m-am bătat ăla. Și eu te băteam deja la cap cu toate întrebările. Bă, cine m-a învățat pe mine? Pe mine nu m-a învățat nimeni din premier pro, mă, ce ești? Lasă-mă, nu-i vorba, da. Bă, ia ascultă-mă. Premierul pro, ca să înțeleagă toată lumea, premier pro, da, este recomandat pentru vlogging, pentru, să zicem, haide, short film și clipuri muzicale. Dar eu, pentru ce fac eu filmele și astea de scurtmetraj și de lungmetraj, totul se editează în DaVinci. Toate filmele pe care le-ați văzut voi se editează în DaVinci, în premier. E bine, e bine, da. Tu știi cât costă un micropanel de la DaVinci? Da, mă, dă, doamne, 300 de milioane. Doamne, iar. Ne vindem casa ca să ne cumpărăm softul de la DaVinci să edităm filme. Ce facem cu el? Boys, cam asta a fost și podcastul nostru. Lăsați podcastul Free Talk. Free Talk podcast, eu așa zic. Și așa, că pentru are un firicel acolo din podcast. Mă rog, eu am vrut să-l fac mult mai gen, să pun încă o cameră, să bată spre el una, spre mine, unghiuri, știi, da, reacții. Da, da. Numai că am venit eu pe fugă. Da, mă, dar poate la episodul 3, nu știu, acum vedem cum o să fie treaba și poate ne ajuți.
Depinde, să vedem. Am câteva persoane care am vorbit pentru episodul 3. Uma, care cum apucă, știi? Și da, vin la tine, că la tine e spațiu și poți să da, pun frate, ăla. Mare background-ul. Asta a fost și clipul nostru, boys. Dacă mai aveți recomandări pe cine să chemăm la episodul următor sau la alte episoade pe viitor, scrieți-ne acolo în descriere. Încă o dată, follow pe Instagram la Jegosul Suprem și la Ian cu ea. Ai făcut așa, Ian cu ea. Subscribe și la el, care are și un canal de YouTube și postează chestii frumoase, bine. Mai puțin frumoase. Irelevante, doar că editează bine. A, uite, asta e părerea mea. Tu faci foarte multe chestii bine, dar irelevante, nu le găsești meaning-ul. Gen. Adică, uite, de exemplu, tu faci o artă din paharul la care cade jos și se scurge. Dar meaning-ul, nu știu de ce m-aș uita la un pahar care cade jos și se scurge, știi? Da. Da, meaning-ul e bullshit. Dar ce iese e perfect. Da, frate, pentru că acum în perioada asta mă axez mai mult pe bine, tehnică și pe profesionalism, înțelegi? Pentru că ideea pentru ce fac eu, îți dai seama că când o să, mă rog, când filmez acum, îți dai seama că dacă doi oameni se ceartă, de exemplu, da. Eu nu o să filmez pachetul ăsta de țigări cu prima dată, știi? Doar pentru că e interesant în scena aia, știi? Deci dați-și lui un subscribe pe YouTube acolo, follow pe Instagram, încă o dată, dați-și lui un subscribe pe YouTube acolo, că să facă și el 40.000. Like, subscribe dacă nu ești abonat și ne vedem data viitoare. Te așa să faci. Mamă, direct ganja. Ai cu pite, mă.